a venit, a căzut jos, a venit preotul, l-a împărtășit la... până să-l ducă, pentru că nu era spitale, până să-l ducă la Buzău, a murit. Pe atunci era... era... Și el a scăpat după front, pe acolo și l-a... și a luat pe Nentu Tone și pe... ăla, Petru, să-i ducă în pușcărie, să-i ducă și... asta a avut protecție pe acolo și de-a dat drum, n-a făcut niciun fel de... La Buzău cu ce vă duceați? Cu căruțele? Aia, sau cu mașini? Avea autobuz? Căruțe, ce, vedeai mașină pe undeva, vedeai... Uh-huh. Cu căruțele ne duceam. Și era, nu era drumul făcut? Era drumul ăsta pe spătarul, hă? Mă, când ți-a pus să modelizezi Buzău, a făcut asfalt de la Maximum până Țințești. Aha. Ăsta care e acum. Asfaltul Brăila. Aha. De-a făcut podul ăla cu două benzi, că a făcut ăla pe acolo. Și ăștia a spus, când asfaltul Brăila... Păi până ce an a făcut asta? Târziu, 80, 90. A zis că asfaltul de la asfaltul Brăila, toți cioferii și asfaltul Chivu Soica. A aflat Ceaușescu că ce trebuie să îl pui. Păi dacă mai era, dacă nu era Ceaușescu, numele de la Zmeni aici, îi zicea Chivu Soica, da. La Brădeanu, Alexandru Brădeanu, care l-a împușcat, pe dreptului tribunal, în palacului la Buzău, acolo era deputat acolo. Și de-aia se numește Brădeanu, a? Și i-a pus numele lui, Alexandru Brădeanu, l-a chemat, un Alexandru, și a pus acum e numele lui Alexandru Brădeanu. Brădeanu a rămas, Brădeanu, numele secretarul lui, că a murit pe dreptului palatului, acolo l-a împușcat, era partid, e dacă a împușcat partidile de Izrafă și ea. Când trecea legionare pe aici, cei nenorociți de oameni, toți legionare erau înarmați, oameni civili. Bă, când trecea de aici, de la Udaț, trecea la Zmeni, că avea unii acolo, bă, numai pe niciun jocul sosede, era noroile până la gând. Așa cântat, livorzerile, toate pe umăr, dar n-a de acolo să zici nici nu mă gândesc. Cea mai grea politică a fost politica legionarilor. Aia a înarmat toți civili. Nu avea voie civili. Când a fost la Buzău, a ocupat palatul legionare. Mama lui Dumnezeu era unul divers de la Măhidencea. Era unul... unul din Zmeni era sergent, care a ținut după Nira lui Bălan. A venit armata și a înconjurat palatul, ala călare pe pușca mitraliere, banda de cartuși înșuriți până acolo, că cea zmenare să le... Măi, o nedemonstrat, măi, eu sunt haina militară, mă, dacă îmi dă ordine, duciți-vă dracu-n mă și plecați odată. Aia avea legătura cu București, când a zis, și lasă-ți să faci manifeste, când a zis, mai e o jumătate de oră, 30 de minute, de povestea de bece, da. Măi, a fugit tot în toate părțile și mă, așa a fost cu legionarii, cu comuniștii, cu... și Stalin și cu Hitler au fost niște... a dus ăștia în Rusia. Acolo era folcloric, de acolo a făcut la noi aici asta de... a trecut lumea la colectiv, că... e...